Zi de doliu în diplomația americană. Henry Kissinger, o figură remarcabilă în diplomația americană, om de stat și câștigător al premiului Nobel pentru pace în 1973, s-a stins din viață. Acesta avea 100 de ani și locuia în casa sa din Kent, Connecticut, loc în care a fost găsit fără suflare. Considerat cel mai influent secretar de stat post al doilea război mondial, contribuțiile sale cheie au fost esențiale pentru Deschiderea relațiilor SUA-China, retragerea din războiul din Vietnam și reluarea dialogului cu Uniunea Sovietică. Kissinger și-a susținut cariera academică la Universitatea Harvard, unde a obținut diplomele de licență, masterat și doctorat, predând relații internaționale timp de aproape două decenii.